fost odată ca niciodată? A fost odată un împărat. Degeaba mi-ați răspuns în grabă. A fost odată un moș, o babă. Ba nu, copii, nici făt frumos, nici zmeu acela fioros. A fost un lemn, un fel de ciot, ca de la palmă până la cot. Aș spune că a fost, adică, o cioplitură, o surcică. Ba poate lemn de foc căzut lângă bătrai. Dar lemnul acela avea grai. La început nici Moș Gepetto, cioplitorul, n-a crezut că doar trecuseră prin mâna lui nu un copac sau doi, ci poate o pădure. Cu fierăstrău, cu bardă și secure lucrase poduri, grajduri și hambare, cam ce-i ceruse fiecare, și scări și uși, ba uneori făcuse și păpuși, din cele ce se trag pe sfori. Dar ca lemnul coborât din pom să-i vorbească lui cu glas de om, asta drept să spun socot, e prea de tot. Cu așa ceva, copii, mai rar te întâlnești. Sunt fapte care se întâmplă numai în povești. Aventurile lui Pinocchio. Ferie muzical radiofonică de Eduard Jurist, după povestirea lui Carlo Collodi. Muzica originală Dan Bălan. Regia artistică Vasile Manta. Fac din ale, fac și uși, și s-a spus și adineaur. Uneori fac și păpuși. Eu sunt meșterul Gepetto, simt acum un îndemn să cioplesc o marionetă potrivită astfel, chiar dintr-un lemn. Sunt Gepetto, sunt Gepetto, fac din ale, fac și uși, uneori fac și păpuși. Sunt Gepetto, sunt Gepetto, fac din ale, fac și uși, uneori fac și păpuși. Sunt Gepetto, sunt Gepetto, simt acum un îndemn să cioplesc o marionetă potrivită dintr-un lemn. Oh! Da. Ei, ia să-mi iau eu dălțile și ciocanul și să mă apuc de treabă. Iar tu, motane, nu te mai holba așa la mine, treci pe cuptor și să-mi torci un cântec ca să lucrez cu spor. Sfâr, sfâr și sfor, 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 sunt motanul icitor. Din bucata ta de nuc tu cioplești acum, Gepetto, o păpușă mare cu bucluc. O păpușă mare cu bucluc. Ei, dar mai întâi și mai întâi să-i dau un nume. O să-i spun iau Pinocchio. Miau? Da, i-am făcut capul, ochii și urechile. Miau. Și acum am să-i fac și nasul, un nas mic și crân. Oh, dar ce e asta? Nasul crește, crește, miau, crește. Miau. Din crescut nu se oprește. Miau. Te pomenești că păpușa asta vrea să-mi spună ceva? Da, să-i fac și gura. Nu mai râde ca un prost de nac. Așa, acum ți-am făcut și limba. De ce
scoți limba. Nu fi obraznic. Bagă limba la loc în gură. E limba mea, fac ce vreau cu ea. Măi, motane, spune drept. Nu-i așa că eu sunt cel mai deștept? Sunt deștept și sunt frumos. Ești doar un lăudăros. Potolește-te, Pinocchio. Lasă-mă să-ți potrivesc și mâinile și picioarele. Oh, iar nasul ăsta al tău se lungește mereu. Asta vede oricare și-a luat nasul la purtare. Hei, Pinocchio, fii cu minte! Hei, uite ce-ai făcut în atelier! Ah, mi-ai răsturnat toate cutiile cu vopsele, mi-ai aruncat sculele pe jos, ești un copil rău și am să te pedepsesc. Miau. Poate vrei să mă și bagi? Să știi că n-am să stau de lemn. Pinocchio! Ce s-a întâmplat? Bătrânul Geppetto își bate nepotul. Serios? Nu așteptam, era un bătrânel cum se cade. Cum se cade, cum se cade, dar se poartă rău cu copiii. Ia, dați-vă la o parte. Ce se petrece aici? Păi dormeam, dar am auzit un copil plângând și nu m-a lăsat inima să nu intervină. Da, e chiar așa, bătrânii ăștia năcriți, atâta știu, să pedepsească pe nedrept vieții copii. Ce-ți bați nepotul, maestre Geppetto? Păi, dar eu, de fapt, nu. Nici nu e nepot, nu e nepotul meu. Așa, mă să zică? Dar unde e nefericitul ăla de copil? Domn jandar, să vedeți, copilul e de fapt... Ce-i asta? Îmi arăți o marionetă? O păpușă? Îți râzi de autorități? Gânda! Da. Lasă-te de glume! Da. Faceți loc, oameni buni! Mergem la post! Faceți loc! Hai, unde-i? Eu sunt jandarm, eu sunt jandarm de cartier, de felul meu. De felul meu eu sunt sever, să știți că eu atâta cer, să respectați ce scrie în lege, că altfel eu vă umflu și vă duc la post. Eu sunt jandarm, eu sunt jandarm de cartier, de felul meu. De felul meu eu sunt sever, să știți că eu atâta cer, să respectați ce scrie în lege, că altfel eu vă umflu și vă duc la post. Miau. Ai văzut ce ai făcut, păpușă rea și fără minte. Acum din cauza ta, Moș Geppetto o să stea la închisoare. Ia lăsă vorba și mai bine adun ceva de mâncare. N-am ce-ți face. În casă nu este nimic. Mâncarea, uite-o noi, pune-ți fructa în cui. Înseamnă că stau nemâncat. E bine să te înveți de mic, să rabzi, că nu odată o să mai ai ocazia să-ți fie foame. Mi-e foame, mi-e frig. Mi-e somn. Ce bine e aici lângă sobă. Parcă nici nu mai e atât de foame. Asta este adevărat. Și mie îmi place să stau pe cuptor și să torc. Sfâr, sfâr și sfor, sfor, sfor. Sunt motanul ghicitor. Tu, Pinocchio, ești păpușă, însă fii atent acum, lemnul lesne se preface-n scrum. Lemnul lesne se preface-n scrum. Pinocchio!
Eu sunt, Gepetto! Deschide ușa, Pinocchio! Nu pot! Nu pot să mă mișc! Cum? Hai! Gata, nu te mai ține de glume! Dezolcă din cauza ta! M-au pus la poprire! Tată, îți jur că e adevărat! Nu mai am picioare! Cum adică? Cum adică? Nu mai ai picioare? Nu ți-am făcut chiar eu picioare? Și ne-ai țopăit ieri prin atelier și ai jucat fotbal cu cutiile mele de bopsea. Da, tăticule, dar m-am culcat aseară la gura sobei și în somn mi-au ars picioarele, uite-mă. Bravo. Acum să știi că îmi place. Miau. Te miști chiar ca o păpușă trasă pe sfori. Miau. Ce să fac? În ce hal ești după ce ți-am făcut o frumusețe de picioare? Tu le-ai pus pe foc. Iartă-mă, tată, n-am știut. De aici înainte am să mă feresc de foc, îți promit, iartă-mă. Bine, gata, te iert. Vin, o să-ți fac alte picioare. Da? Și alți saboți. Da? O să iasă și mai și decât cei pe care îi prevedeți. Hai, ce bine. Uite, gata. Uite, ce minune de picioare ți-am făcut. Acum, desigur, cu picioarele astea noi, tu, cu primul prilej, ai să fugi de acasă. Fug! Nici prin cap nu-mi trece. Lasă că te știu eu ție una, două, îți trece altceva prin cap. De fapt, prin cap ar trebui să-ți treacă ceea ce se învață la școală. Vreau să merg la școală. Dacă e pe așa, uite, ți-am adus un abecedar. Da, un abecedar. Ei, dar ce nu face un părinte pentru copilul lui, dacă e vorba să-l poată duce la școală? Când am ieșit de la închisoare, mi-am vândut pelerina și, cu bănuții luați de la telal, ți-am cumpărat abecedar. Da, tăticule, ce bun ești! Să știi că am să fiu cu minte! Cu minte? Minte! Uite, chiar acum am să pornesc spre școală. Nici nu știi ce bine îmi pare să-i cunosc pe ceilalți copii. Dacă e pe așa, ia-ți picioarele la purtare și du-te la școală. Da! Sper că ai să te ții de vorbă. Da. Dacă nu, știi ce pățești. Nu vreau să-mi crească nasul. Nasul crește la tot pasul, crește oamenii, dacă spui niciun. Nasul crește la tot pasul, crește oamenii, dacă spui niciun. Nu știu. Uite că scrie acolo, cu litere mari, pe afișul ăla. Citește și o să afli. Păi eu nu știu să citesc. Ei, bravo! Scrie că aici va avea loc spectacolul Marelui Teatru de Marionete de sub direcția cunoscutului maestru păpușoar Halifoc. E porecla lui. Îi se spune așa pentru că mănâncă foc, adică halește foc. De aici, Halifoc. Aha. Dar spectacolul e grozav. Da? Dar eu acum mă grăbesc la școală. N-aș vrea să întârzi chiar din prima zi.
Înțelegi? Ei, că nu o fi foc. Stai puțin, te uiți un pic și pe urmă ajungi la școală. De? Uite că așa fac. Plătesc la casă 5 bănuți și vezi cine ai să uiți toată viața. Și nici voieții n-o să râde de tine că habar n-ai cine-i maestru Halifo. Da, dar eu n-am 5 bănuți. Înseamnă că îmi pierd vremea. Ei, și unde aș putea face rost de 5 bănuți, e? Vinde și tu ceva. N-ai vreun biciag? N-am. Niște bile? Da, n-am nici bile. Dar ce ai? Am numai un abecedar pe care abia mi l-a cumpărat tăticul meu, meșterul Geppetto. Vinde-l. Uite acolo un vânzător ambulant. Ăștia cumpără de toate. Da? Haine vechi, lucruri de prin casă, jucării stricate și o să-ți ia și abecedarul. Ui, știi că ai dreptate. Mai ales că mult mi-ar plăcea să văd și eu un teatru de păpuși. Pulcinela, da. Cine face ouă, stă în copac, da. Și cântă oac, și cântă pompotar. Stă în copac? Da. Stă în copac, știi să caută o găină în copac. Am pus-o eu acolo ca să nu ghicești tu ghicitoarea mea. Da, ia spune mie, Pulcinela! Da, Reginu, zi-mi bun! Cine stă în copac, da. Face cot-cotac, și a rămas fără ouă! Fără ouă! Dar cine e ouă? Cine e ouă? Maestru Halifoc! Da! Pentru că el mănâncă la micul dejun 40 de ouă! Stai puțin, Pulcinela. Ia uite, cine e acolo, în ultimul rând? Unde am regăsit? Uite, acolo, în dreapta, în ultimul rând, în sală, nu vezi? Nu vezi? Ba da. Ce naiba! Ai oul găinilor? Ai orbul găinilor? Nu se poate! Nu se poate, l-am văzut! E chiar el! Da! E chiar el! E chiar el! E Pinocchio! Da, Pinocchio! Aici e locul tău, alături de noi, Hai, Pinocchio, vino aici, pe scenă, și prinde-te în spori ca să te aplaude copiii, iubiții noștri scântători! În spectacol, fără știrea mea! Eu sunt maestru Halifoc! Halifoc! Sau căpcăunul, cum mi se mai spune pe la spate. Iar voi, păpușile, sunteți slugile mele! Dar cine mai e stârpitura asta? Cum ai îndrăznești să te urci pe scenă în teatrul meu? Eu sunt Pinocchio, maestre. Sunt și eu o păpușă de lemn și voiam... Tu voiai? O păpușă trasă pe sfor. N-are ce să vrea. Face numai ce poruncesc eu. Eu! În teatrul meu fac ce vreau. Stăpâne Halifoc. Iar voi, nătăfleților, roiu e aici. Oh.
aici. Hai de mine, Pinocchio, n-am ce bucluc te-am băgat, frate, Pinocchio, iar nu, că nu e vina voastră, e vina mea. Că în loc să merg la școală, mi-am vândut abecedarul și am venit la teatru să mă distrez. Vai, 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 uite să știi, Pinocchio, că Halifoc nu e chiar atât de înspăimântător cum vrea el să pară. Dar uite, stai liniștit, noi, păpușule, te vom ajuta să fugi de aici. Cum? Din sforile noastre o să facem o scară și tu o să cobori de pe acoperiș direct în stradă și fugi. Oh, mulțumesc, Arlechino, sunteți păpuși grozave, dar... Da, da, dar ce? Of, nu știu cum am să-i spun lui tata că mi-am vândut abecedarul. Dacă îi spun o minciună, iar îmi crește nasul. Lasă, lasă că am să te scot tot eu din necazul ăsta. Uite, da? Uneori Halifoc e chemat să dea spectacole la castelul contelui, știi? Da? Și contele îi dă și mâncare și îi dă și câteva monede de aur, că tare îi plac păpușile contelui. Ei, și monedele astea maestru Halifoc le ține într-o cutie. Într-o cutie acolo. Și nu le mai știe socoteala, că sunt multe. Uite, o să-ți dau o monedă. Da. Uite, ca să o duci acasă. Ce grozav. O să poată bietul tata să-și cumpere o pelerină nouă. Da, da. O să ia ceva de mâncare și o să ajungă și pentru un abecedar nou. Bravo, Pinocchio, mulțumesc, bravo. Mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumesc. Sper că ai să-ți ții cuvântul, Pinocchio. Da, da, da. Pentru că noi, marionetele, chiar dacă ne lăsăm trase pe sfoară, o facem cu plăcere, că așa e piesa. Dar avem și inimă și cuvânt, să știi. Șt, gata, gata, vine, vine, uite să-ți iei scara, ține așa și moneda de aur. Ai grijă unde o ascunzi și ce faci cu ea. Noapte. E noapte? E noapte. Pe străzi țipenie. Nu se aude nicio șoaptă. Când deodată, dragi copii, vin în cale doi cheflii. Sunt vulpea coadă creață, zice lumea că-s hoață. Eu-s moteanul hoțoman, cel mai tare pe Maidan. Am ieșit la drum, adică să vedem azi în jelepică. Vreun drumeț mai prost în nac. Ei, iată, uite, chiar vine cineva. Parcă ar fi un băiețandru. Amice, eu? Cum îți zice? E Pinocchio cel vestit. Toți de mine au auzit. Serios? Da. Și de ce ar fi trebuit să audă de tine? Că eu am fost făcut de marele meșter lemnar Geppetto și am fost chiar actor la teatru de păpuci, da? Da? Ca să vezi, te rog să ne ierți, dar noi nu prea mergem pe la teatru. Vreau. Noi mai mult pe la cotețele de găini. Da? Acolo se joacă piesa care ne place nouă cel mai mult. Nu numai că o gustăm, dar și o mâncăm până ne săturăm. Dar dacă matale spui că ești actor la teatru... What? Cred că ai punga plină de parale. Chiar plină nu e, da, un galben de aur tot am. Ba, eu cred că te lauzi. Eu? Eu spun totdeauna numai adevărul. Adică uneori se întâmplă să... Să-ți crească nasul. La drept vorbind se poate întâmpla, dar nu acum.
Uitați-vă, da, vă pot arăta că am la mine monedă de aur. Uite-o! Bravo! Văd că ai spus adevărul. Așa, deși nu e mare lucru. O monedă acolo. Da, da, e. Ascultă, dar dacă ai vrea, că în loc de o monedă să ai 10. Și apoi în loc de 10 să ai 100. 100? Noi te-am putea ajuta să te îmbogățești. Wow. Serios? Da. Chiar aș putea să mă îmbogățesc, pe asta ar fi grozav. Ar vedea și tata Gepeto, ce băiat nemaipomenit are. Dacă ne asculți, câștigul e sigur. Ascult. Mergi cu noi. Merg. Nu e departe. E aici un ocor fermecat în care dacă semeni o monedă, peste noapte culegi două. Apoi le semeni din nou. Ce? Și peste noapte răsar patru. Nici nu știți cât vă mulțumesc. Se vede de departe cât sunteți de cum se cade. Așa e. Așa e. Noroc că acu e noapte și destul de întuneric. Uite, tot vorbim. Am și ajuns la locul fermecat. A, aici? Aici? Pare un câmp oarecare. E și normal. Altfel, dacă ar avea semne anume, tu ți-ar ghici că locul e fermecat? Ascultă, da, e ascultă, noi nici nu vrem să punem mâna pe moneda ta, de altfel mâinile tale sunt ca niște lopățele. Sapă tu o gropiță la 5 pași de salcia asta uscată și îngroapă moneda. Așa, tu ai să dormi? Așa, chiar aici, lângă pom. Și dimineața, când ai să te trezești, vei lua din groapă două monezi. Pe urmă ai să faci ce ai să vrei cu ele. Nici nu știu cum să vă mulțumesc, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Când am să ajung foarte bogat, o să vă răsplătesc și pe voi. Măcar cu o monedă. Dar ne-ai și răsplătit, băiete. Bine, acum mă duc să sap groapa și pe urmă să mă culc aici, lângă salcia asta. Succes și noapte bună. Noi plecăm. Noapte bună. Să nu-ți tulburăm somnul. Și vise frumoase, tinere actor. Și care bas, oricine poate să spună, există și o zână, zână, frumoasa zână bună. Și în basmul nostru, Pinocchio nu știa, era o zână bună ce-n taină îl veghea. Consilierii, prea înțeleptul corb și doamna cucuvea. Aici suntem, strălucitoare zână. E? Ce-ați mai aflat? De unde mai e zăbăucul ăsta de Pinocchio? Eu am văzut mulți, mulți copii poznași. Dacă Pinocchio niciunul, să n-ar fi nimic. Dar oricine, oricine poate să-l ducă de nas. Asta nu mă miră. Cu nasca lui. Vorba e că cei doi tâlhari, vulpea coadă creață și motanul pe hrivan, l-au înșelat pe Pinocchio. Da, știu. Au aflat și copii care ascultă povestea la radio. Da. Dormi, bietul băiat. Uite, chiar acolo pe câmp, lângă salcea uscată. Și peste noapte a venit așa o furtună, o oană prașnică, care l-a spălat de toate culorile frumoase pe care i le-a pus pe veșminte meșterul Gepeto. Și acu arată ca o surcică aruncată pe câmp. Cât despre moneda de aur,
primită de la Arlecchino dimineață, n-a găsit nici urmă de ea. Pentru că nu ploaia a spălat groapa, ci cei doi pungași. Da, bietul copil. Bietul copil. Sigur că da, bietul copil și mie mi-e milă de el. Dar cine-i de vină? Și fudul și credul. De fapt, nu trebuia să meargă la școală, doamnă Cucuvea, domnule Corb. Ba. Și de unde i-au apărut poftele astea de a se îmbogăți peste noi? N-ar fi singur. Sunt în oraș nu puțini care numai asta visează. Cum să se îmbogățească peste noapte? Vorba e că acum șuvoaiele de apă de pe câmp, uite că-l poartă așa ca pe o bărcuță de hârtie. Doamne Cucuvea, mă înțeles? Domnule Corb, vă mulțumesc, domnilor consilieri. Am înțeles. Porniți deci imediat în zbor și să mi-l aduceți aici, să-l ducem la secția de reanimare a păpușii. Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Cine sunteți voi? Eu cred că am avut un vis urât. Află că eu sunt doamna Cucuveaua. Și visul tău urât a fost chiar adevărat. Da? N-ai visat tu să te îmbogățești peste noapte? Ba da! Am avut norocul să întâlnesc două ființe inimoase care mi-au dat sfaturi bune. Da! Pinocchio, ai întâlnit doi tâlhari de drum mare care te-ar fi mâncat de viu dacă nu erai de lemn. Dacă nu erai de lemn. Ei au profitat de prostia și lăcomia ta, da? Banii mei! Moneda mea de aur! Da. Moneda ta de aur acum este la mine. Da? C-am trimis pe urmele furilor câinii mei lupi polițiști, da, care i-au și smotocit puțin ca să-i învețe minte. Și tu? A? Tu? Eu? Ești zâna cea bună, nu-i așa? Eu sunt. Sunt zâna poveștilor. Eu știu tot ce se întâmplă pretutindeni și mai știu și ce se va întâmpla de acum înainte. Chiar dacă nu te-am mai văzut, mi-am dat seama cine ești. M-ai recunoscut? Da! Vezi să nu-ți crească nasul lingușitorule. Să știi că și lingușeala tot un fel de minciună e. Da? Vreau să merg la școală. Asta vreau. Să fiu școlar ca toți copiii. Promit că imediat mă întorc acasă și n-o să mai... Nasul... Mi s-a părut și mie, dar am spus adevărul. Nu, uite, n-a crescut. Bine, Pinocchio, încă o dată te cred pe cuvânt. Ia-ți înapoi moneda de aur. Mulțumesc! Așa, și dă-o tatălui tău. Așa fac. Și ține minte... Dacă ți se mai întâmplă ceva, ai să fii vinovat numai tu. Înțeleg. Da, n-o să-ți mai acord niciun fel de scuze, Pinocchio. Și a plecat Pinocchio drum de vară până-n seară, și trecând el pe lângă o livadă a putut să vadă niște poame. Și atunci a dat el seama cât e de foame. Și pe dată, strecurându-se pe sub sârma cea ghimpată, vrut să ia din pom o pară, dar simți deodată în picior ca un cuțit și scoase un țipăt ascuțit. Te-am prins, tâlharule.
Va să zic că tu mi-ai furat roadele livezii. Am pus cafcane și acum te-am prins. Ce pe aici? Și văzând para asta zemoasă, mi s-a făcut foame. Și pentru că ți s-a făcut foame, te-ai servit fără să întreb pe nimeni de munca altuia. Asta se cheamă hoție, că cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Scuzați-mă, domnule țăran, dar eu n-am luat un ou, am luat o pară. Așa e vorba, pară nu rimează cu bou. Mai corect ar fi să spunem, cine ia din pom o pară, se va face de o cară. Bravo, 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 bravo. Văd că ai talent la poezie. Înțeleg că tot ai învățat ceva. Așa că te iert că mi-ai furat o pară. Da, eu n-am apucat să o iau. Da, delictul nu s-a produs. Te pomenești că ai mai avut de-a face cu poliția dacă te pricep la delicte. Ai luat, n-ai luat, va trebui să plătești. Cu bani? Un pârnit ca tine n-are bani. Ai să-mi plătești prin muncă. Ai să stai aici de pază ca un câine credincios și ai să-mi păzești livada de hoți. Asta-i bună. Acum să fiu și câine. Poate vrei să și latru, nu? Dar nu dorești să cânti la vioară, trebuie să latri. Când vin hoții, trebuie să-i sperii. Așa că fă bine și străduiește-te să latri cât mai convingător. Am să latru, în patru labe am să stau și au să vadă atunci toți cum îi sperii eu pe toți. Voi fi paspit în o gradă și-am să dau eu și din coadă. Domn țăran, te rog frumos să-mi acum să rod un os, să mănânc acum vreau, că mi-e foame. Gata. Bată-te să te bată. Dar știi că ai haz? Cred că o să ne înțelegem bine. O să-ți dau și de mâncare și îți pun aici și niște paie cu unde să dormi, știi? Hai, urmează-mă că și mie mi s-a făcut somn. Stăpânul să-i păzesc o grala. Dar a spus nouă melampă că are un stăpân nesuferit. Îl ținea în lanț și mâncare nu prea îi dădea. A spus că o să-și ia câmpi, să caute un stăpân. Și voi cine sunteți? Noi suntem nevăstuici și aveam cu melampă înțelegere. O înțelegere pe care o putem face și cu tine, Pinocchio. Ce înțelegere? Noi veneam o dată pe săptămână și luam o găină. Da, 7 pentru noi și una pentru melampo, pe care putem să ți-o lăsăm ție. Așa vreau să zică, 7 pentru voi și una pentru mine. Bine, s-a făcut. Intrați acolo, în cotețul găinilor și eu stau de pază. Haidem, Pinocchio, dar văd că ești isteț și-ți cunoști interesele. Haidem. Ați intrat? Aici suntem! E în regulă! Ce e asta? De ce ne închizi în cotet? Cine fură azi un ou? Da. Care ou? Că voi ați furat găinile cu totul? Ce? Ce hoț?
și niște nevăstuici. Le-am prins acolo în coteț. Dar grăbește-te că până ne bagi în sac îți mănâncă toate. Ei, bravo. Cum zici că te cheamă? Eu sunt Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio. Pinocchio, știi că ai făcut o treabă bună? Uite, pentru ce am să iau pe blana nevăstuicilor, mă despăgubesc pentru ce mi-ai furat tu. Ba, pardon, eu n-am furat nimic. Am greșit că am intrat în livada dumitale. Asta e tot, n-am furat nimic. Da, așa e. Nici eu nu vreau să te mai chinuiesc prea mult. Aveam de gând să te leg în lanț ca pe nerecunoscătorul de Melampo. Da, hai, îți dau drumul să pleci. Da, dar până să audă Pinocchio aceste cuvinte au trecut 6 luni. 6 luni în care noapte de noapte a trebuit să facă de gardă și să latre. Ori de câte ori vreun hoț de mere, de pere sau de găini încerca să fure ceva. Când în cele din urmă domnul țăran a putut să-și facă rost de un cățel adevărat, Pinocchio a putut să-și vadă iar de drum. Dar ce se vede acolo în zare? E o oglindă în care se reflectă soarele. Așa e. Oglinda aceea mare e marea. Ai ajuns la malul mării. Așa? Dar tu cine ești? Eu sunt porumbelul călător a toate știutor. Serios? Chiar le știi pe toate? Atunci poate știi ce mai face tăticul meu drag, că mi s-a făcut tare dor de el. Tăticul tău nu e cumva meșterul lemnar Gepetto? Chiar el e. Și eu sunt fiul lui. Fiul lui cel neascultător. Am auzit vorbindu-se. Află că de inimă rea, meșterul Gepetto a plecat de acasă și, ajungând și el pe malul mării, a luat o barcă și a plecat în larg. Și? Și s-a pornit o furtună, a răsturnat barca și tăticul tău s-a necat. Ba nu s-a necat! Bărcuța lui, cu meșter cu tot, a fost înghițită de balena albastră. Dar nu! Tu de unde știi? Am fost de față. Eu sunt delfinul, zis săgeată. Oceanul eu ți-l trec pe dată. Și apele, să știi, băiete, da, pentru mine n-au secrete. Păi bine de cunoștință, domnule delfin, în cazul acesta poate-mi spuneți în ce direcție ar trebui să merg? Ar trebui să ajungi în insula Comorilor. Insula Comorilor? N-am auzit de ea. Ce comori sunt acolo? Nici o comoară nu se dezvăluie de la sine. Trebuie să mergi și să le cauți. Și dacă ai și puțin noroc, poți să găsești o comoară. Bine, dar cum pot eu să ajung pe insula asta a Comorilor? Nu văd pe aici nicio barcă. Barcă nu vezi, dar vezi un cal de mare. Încalecă pe spatele meu și te voi duce eu pe insula Comorilor. Am înțeles. Ura, ce bine! Asta înseamnă că am puțin noroc. Gata. Ține-te bine de gâtul meu, pentru că am să zbor peste valuri ca o săgeată. Eu sunt delfinul, zis săgeată. Oceanul eu ți-l trec pe dată. Gata, am ajuns. Îți mulțumesc, domnule delfin. Parcă am avut aici. Gata, am plecat. Salut. Zis săgeată. Am rămas singur. Mătușica,
Pot să te ajut eu? Poți, băiatule, poți. Totul e să vrei. Vreau. Oricum, tu chiar dacă ești un băiețel de lemn, tot ai mai multă putere decât mine. Vezi și tu la anii mei, am ajuns ca o scândurică. Hai să te ajut. Și Pinocchio s-a înhămat la cele două găleți și după vreo două ore de mers a ajuns la casa mătușii. Da, ce casă! A rămas Pinocchio cu ochii căscați. Casa era un adevărat palat, un adevărat castel și bătrânica s-a preschimbat. Ghiciți în cine? Ați ghicit? Așa, chiar în zâna cea bună. Va să zic că așa ne-a fost vorba, nu? Ai promis că te duci direct acasă, da. Și până la urmă ce-ai făcut? Te-a prins gospodarul, a furat pere. N-am vrut să fur, mi-era foame. Tu care le știi pe toate, spune-mi unde-i acum tăticul meu? Unde? Trebuie să-l găsești singur. Da? Tot ce pot să-ți spun e că aici, pe insula Comorilor, pe undeva, locuiește și balena albastră. Așa că cine știe, dacă ai să-l cauți, ai să-l găsești pe tăticul tău. Mulțumesc, mulțumesc, zână bună că m-ai ospătat. Și m-am și odihnit, da? Acum pot să-mi duc la capăt misiunea, da? Iauzi. Și cam care ar fi misiunea ta? Păi să-l găsesc pe tăticul meu. Aha. Căruia recunosc, i-am precinuit atâtea necazuri. Da. Să mă întorc acasă și... Și? Merg la școală, da. Asta e. Să fiu și un copil ca toți ceilalți. Vezi? Și nu o păpușă purtată de valuri și de vânturi. Și de fiecare dată să intru în alte și alte buclucuri. Chiar vorbesc serios? Foarte serios, te rog să mă crezi. Și atunci, de ce? Ți s-a lungit nasul. Cum? Iar? Nu, am vrut să te încerc. Bine, drum bun. Și vezi pe unde mergi. Și cu cine te însoțești? Matale ești, Musiu Pinocchio. Eu sunt. Bă, pe unde treci, faci numai buclucuri. Ia vino încă să te percheziționezi. Bă, praști ai? Nu. Bă, briceag ai? Nu. Mă, ce ai, mă? N-am nimic, n-am, uite. Da? Și moneda asta de aur, de unde o ai? Ai furat-o? De unde ai furat-o? N-am furat nimic! Așa deci! Mă, mergi cu mine la post și vei fi anchetat acolo! Iar! Hai, mai repede! Numele și prenumele. Pinocchio, fiul lui Geppetto. Profesiunea tatălui. Meșter tâmplar. Serios? Da. Și ce știe să facă tatăl tău? Mobilă? Corăbii? Știe să facă o păpușă care vorbește și se lasă anchetată de un domn comisar. Aha. Adică tu ești păpușa? Da, iar dumneavoastră comisarul. Uite, învinuit Pinocchio. Noi avem aici două persoane onorabile care susțin că de la ele ai fur găsit moneda. Ce? Persoane. Sergent, adu-i aici. Domn comisar. Mai au curajul să vin aici și să acuze? Păi persoanele astea sunt vulpea cu adă creață și motanul hoțomanul. Ei care mi-au furat monedele prin înșelătorie, a? Asta e prea de tot. Mă rog, e adevărat că nu au o reputație ireproșabilă, totuși sunt doi martori. Tu ai vreunul? Eu... Eu sunt
domnule comisar. Martorul meu? Serios? Păi, matale mătușă, cred că ai vreo 100 de ani. Ei, că bine zici, domn șef. Am poate chiar mai mult de 100. Oricum, pe pramatile astea care atacă drumeții în miezul nopții și ne iau bănuții, ai face bine să-i bagi la răcoare. Ei, martorilor, martorilor! Hei, unde fugiți? Stați că drag, stai! Nu, că au fugit pe fereastră. Bine, tinere Pinocchio. Uite, eu îți restitui moneda, poftim, așa, și ești liber. Mulțumesc, domnule comisar! Ești liber, mulțumesc. Mătușico, te-am recunoscut. Ești zâna mea cea bună și iar m-ai salvat. Uf, nu știu cum să-ți mulțumesc. Într-un singur fel. Cum? Când o pornești pe un drum, să nu te mai abați de la el. Și acum, hai că mai am o surpriză pentru tine. Tăticul meu iubit. Uf, cred că nu te mai regăsesc. Multe minuni se mai petrec pe lume. Vino să te îmbrățișez. De aici înainte nimeni și nimic nu ne va mai despărți. O să ne întoarcem la căsuța noastră. Da. Și așa s-au încheiat pățanile lui Pinocchio, scrise cu mai bine de 100 de ani de un scriitor care iubea copiii și iubea deopotrivă și poveștile. Și tuturor copiilor el le-a transmis o învățătură de neuitat. Nu mințiți că vă crește nasul. Nasul crește la tot pasul, crește oameni buni. Dacă spui niciun, nasul crește la tot pasul, crește oameni buni. Dacă spui niciun. Ați ascultat Aventurile lui Pinocchio, ferie muzical-radiofonică de Eduard Jurist, după povestirea lui Carlo Collodi. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Ion Lucian, Pinocchio Alexandrina Halic, Geppetto Alexandru Georgescu, Motanul Florin Anton, Jandarmul Mihai Verbițchi, Primul vecin Sorin Gheorghiu, Al doilea vecin, Dumitru Chiesa, Arrechino, Petre Lupu, Pulcinea, Sorin Dingulescu, Halifoc, Didi Dumitrescu, Vulpea, Paula Sorescu Lucian, Motanul Hoțoman, Eugen Racoții, Zâna, Janin Stavarache, Cucuveaua, Genoveva Preda, Corbul, Ionuț Chivu, Nevăstuica, Oana Răsuceanu, Porumbelul, Șerban Georgevici, Delfinul, George Grigore, Femeia, Violeta Berbiuc, Cărbunarul, Adrian Ungureanu, Școlarul, Vladimir Preda, Copiii, Eduard Niculușcă și Victor Prundea. Redactor, Irina Soare. Asistența tehnică, Monica Wilhelm. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Muzica originală, Dan Bălan. Producția și regia artistică, Vasile Manta.